jertfirea lui Isaac. Când tăcerea nopții negre se așternea ca un balsam într-un pot, stătea pe gânduri patriarhul Avraam. Străbătea într-o clipită munți înalți de biruinți, dar și văile tristeții unde au curs lacrimi fierbinți. Ce-ar fi alergarea toată dacă n-ar avea un scop? Pentru cine s-ar mai strânge al vieții noastre snop? Plină de recunoștință, inima îi bătea iert. Către tine, bun stăpâne, rugăciunea-mi îndrept, căci tu mie îndurare și iubire mi le dai și mă însoțești pe drumul care duce înspre rai. Deci, primește azi primosul sufletului meu umil, căci mi-ai împlinit dorința dăruindu-mi un copil. Și cum aducea în rugă jertfa sfinte în mulțumire, Domnul îl privea din slavă cu atât de dragi priviri. Dar dorind cel sfânt să vadă crezul cât e de greu, i-a strigat din înălțime, Avraam, alesul meu, iată-mă, a zis evreul, gata sunt să te ascult. Ia pe fiul tău pe care îl iubești atât de mult, pe Isaac, și adu-l jertfă ca o ardere de tot sus în țara Moria, pentru Domnul Sabaot. Ca un fulger coborâse orbiul de sus venit, peste părul dins de vreme a bătrânului smerit. Dacă tu îmi ceri aceasta de se gândul omenesc, toate, Doamne, le voi face, căci tu știi că te iubesc. Avraam n-a zis o vorbă, sare ce dormea acum. Însă, dis de dimineață, el se pregăti de drum. Două slugi l-au pusină cu seșaua pe măgar și porni la drum cu fiul înspre cel înalt hotar. Și-au mers preț de vreo 3 zile prin pustiul arzător și deodată se opriră într-o oază la izvor. După ce își potolirea sedea, au pornit din nou. Dar Avraam ducea cu sine același ceresc ecou. Ia pe fiul tău acum, ia pe singurul tău fiu, și vibrau de glasul acesta chiar și pietrele în pustiu. Avraam, privind departe, a zărit pe înălțimi, locul jertfei spus de Domnul care stă pe Heruvim. Atunci el se îndreptă către cele două slugi. Noi ne ducem mai departe ca să priveghem în rugi. Odihniți-vă aici, drumul de puteri v-a stors. Așteptați-ne pe o piatră până ne vom fi întors. Luând focul și cuțitul și pe fiul său sfios, ce purta cu greu povara lemnelor de chiparos, Avraam pășea spre munte, dar simțea în piept un foc ce ardea toată ființa și parcă îl ținea pe loc. Tată, glăsuiește fiul. Ce vrei tu, Isaac, să-mi spun? Iată lemnele și focul, însă văd cămilul lui. Fiul meu, ai zis bătrânul tată azi de acest cuvânt. Domnul va purta din grijă și îl va scoate din pământ. Și-și continuare drumul ascultării amândoi pe acel versant de munte, roste vântul și de ploi. Astfel, ce vrei de cură ca și codrul înoptat, când pe cum se lasă vântul de un somn adânc furat. Când ajunseră la locul cel de Dumnezeu ales, Avraam zidea altarul cu al credinței interes. Domnul va purta de grijă, își șoptea un susur blând, ce venea din cel albastru cu al promisiunii gând. Așezați apoi grămadă, lemnele privind spre cer. Oai pricepuse fiul taina marelui mister? Cu un gest de bărbăție, ce îndurere un leac, tată, vai, dar cum se poate, a pus mâna pe Isaac, legă cu o frânghie pe altar la așternu, de un plâns samadăria cerului se străbătu. Iar când ridică cusitul, norii se făcură sul și din cer îl strigă Domnul, Avraame, stai, destul! Ți-am văzut acum credința, știu ce porți în pieptul tău, mâna ca să nu se întindă spre copilul să-i facă rău. Pentru marea ți ascultare, eu pe mine însumi jur că te voi păzi în lume de vrăjmași și de împrejur.
toți urmașii de prin vreme vor veni atât de mulți, ca nisipul de pe țărmuri sau ca pietrele din munți, plin de binecuvântare, tu și ai tăi veți mereu, să se știe în lumea întreagă că doar eu sunt Dumnezeu. Avram, după aceea a zărit într-un tufiș, un berbec se stând sub ramuri cu picioarele îndesiși, îl lua și l-a dus în jertfă cu miros plăcut Domnului, ce întotdeauna lui a fost în viață scut. El a pus acelui munte nume sfânt, ce a rămas Domnul mi-a purtat de grijă, zi de zi și pas cu pas. Și întorcându-se acasă și de cele povestite, Sara mult se minuna și cu mare dor la pieptui pe copil îmbrățișa. Într-o zi, de freamăt plină, pedepsit ca un tâlhar, Mesia, cu o cruce în spate, urca blând înspre calvar. Nimeni în vai nu se întrebase care miel va fi jertfit, căci tot cerul știe bine, este Domnul prea iubit. Când odată îl împolțiră sus pe cruce câini răi, n-a strigat din gloată nimeni, e destul atât călăi. N-a venit din cer acolo niciun singur heruvin să alunge toți dușmanii de la mielul cel sublim. Da, Isaac fusese odată chiar de Dumnezeu salvat, dar Iisus pe cruce moare pentru a lumii greu păcat. Și Avram găsise o altă jertfă într-un tufiș ascuns, când în viața sa credința de ascultare s-a pătruns. Dar Iisus pe nimeni n-are ca să-l poată înlocui. Și întregul preț al morții, singur El îl va plăti. Moartea Lui și învierea ne scot astăzi din noroi, de le credem pe amândouă ca făcute pentru noi. Când zăceam în neagră tină și în lanțuri ferecați, L-am chemat pe Salvatorul și am fost eliberați. Am primit o viață nouă și în piept un dor curat, după Lui neprihănire, după cerul prea înalt. Prietene, ce-ți pare viața un joc straniu și confuz, un vacar ce-ți obosește ochiul și al tău auz, reculege-te în taină și apoi vino ca să iei, prin credință, mântuirea, gustul și puterea ei. Vrea Iisus să-i fie alături și în slavă și în ocări, și în suferința crucii și în sfinte despătări. Deci, predă-i inima toată, El de azi să-ți fie Domn, ca să-ți pui în piept iubirea, să-ți dea pâinea ca prin somn. Azi, tu poți alege viața, să fii sigur că o ai. El, Iisus, e calea vieții care te duce în rai. Nu mai amâna pe mâine, este ceasul hotărât de salvare a vieții tale. Crede în Domnul doar atât, ca tâlharul de pe cruce recunoaște-L pe Iisus ca împărat al vieții tale, fii de azi doar Lui supus. Rupe-o cu păcatul lumii, pocăiește-te mereu, ca să fii în veșnicie cu Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin.